Hei, salutare tuturor! Bine v-am regăsit aici la un episod nou cu Stuttgart. Da, este miracol de ziua de Paște. Am revenit, am reînviat. Da, într-adevăr, am avut două sau trei zile în care am fost iarăși un picuț mai leneș din perspectiva YouTube-ului, dar mai harnic din perspectiva job-ului. Ar să vă explic puțin pe de-a cursul videoului. Ideea este că, desigur, revenim, îmi cer și scuze de această mică pauză, să zic așa. Dar cu vremea asta frumoasă, chiar și acum, fraților, băi, o căldură aici, cel puțin în Maramureș, de zice că suntem undeva în Spania, mă, soare, frumos, căldură, tătătăt, știi cum zic, e clar. Dar, desigur, hai să nu vă mai plictisesc cu detaliile acestea, să revenim la career mode, unde, desigur, este un nou sezon, o perioadă frumoasă de transferuri de vară, unde sper eu să-mi construiesc, să-mi contureze echipa asta frumoasă și să terminăm cu bine acest sezon, după care încă nu știu dacă mai jucăm un sezon sau desigur ne vom muta la o altă echipă care v-am spus de ceva timp, va fi o echipă mare, deci o echipă cu renume, o echipă cu putere financiară, să ne distrăm puțin, să spargem banii, cum s-ar zice, chiar dacă va fi o... Mă rog, știi cum zic unii, bă, hai bă, că e prea ușor. Bine mă, las, trebuie să combinăm un Road to Glory, un nu știu ce, un nu știu cum. I-am luat-o pe Stuttgart din Liga a doua, știi cum zic? Acum trebuie să facem treabă. Bun, hai să ne uităm puțin peste echipă, să ne mai facem așa o idee, sau mai bine de atât, hai să ne uităm la Squad Hub, că nu trebuie să recunosc, nici eu nu sunt chiar așa la zi cu toate. Deci, Nubel ziceam că m-a cam dezamăgit puțin acel sezon, n-a fost bun, dar nici neapărat rău, dar a avut anumite momente când am simțit că, practic, cum și scrie acolo, dacă vă uitați în dreapta, jos, team perform, dar nu performează precum m-aș fi așteptat. Bun, Brad Lowe deja este transferist și deja am ofertă care o să negociem imediat. A venit Karius, desigur, rezervă în locul lui Brad Lowe, care, clar, Karius este mult mai bun decât Brad Lowe. Cursa, v-am zis că pot totuși îl mai păstrez și ca rezervă sau așa. Sosa încă nu știu ce să zic, dacă îl vând, dacă nu îl vând, dar s-ar putea, hai că îl vindem, că văd că ai un happy, probleme cu contractul, cu nu știu ce, chiar dacă e tânăr, chiar dacă mai poți un pic, mă rog, puteam să-l evoluez, acum nu cred că a trecut acel timp. Am să-mi cumpăr eu un alt jucător LB mai bun și atunci Cursa o să fie ca și un fel de rezervă. Kehrer, super șmecher, Kabak, care vă pune capac, e clar, rămâne cu noi. Aidonis transferisted, Kempf, bă, nu știu, ca o rezervă era bunicel, era așa, încă nu știu ce să zic, poate să-l pun, să nu-l pun transferisted, hai că-l punem transferisted, că este Bayer, care desigur joacă și KB și RB și chiar are stats-uri foarte faine, și evolua foarte bine, dar nu ca și Virgil van Dijk 2.0, care este acest Hoever. Mafeo, am zis că mai rămâne cu noi, Mangala, tot îl mai păstram așa ca și rezervă, este ok, îl avem și pe Leimer, Chong, nu știu ce să zic, tot așa va rămâne, cred că, pe viață ca o rezervă. Kurlinov, care da, chiar dacă mai ar evolua la un 80, chill 80, n-am timp acum să le evoluez, deci transferiste, l-am pus transferiste și pe Aranguiz din cauza că are 32 de ani și vreau să-l vând acum cât timp mai obțin un ban, că dacă mai stau cu el, îți dai seama. Marin, care a fost transferat, știți bine, în perioada aia de iarnă, a fost un jucător și este un jucător foarte bun, m-a impresionat pe acea scurtă perioadă. Bataglia aș vrea să mai rămână, rămâne clar, Marin, logic. Transferul este Shaqiri, o surpriză poate pentru unii. N-a fost rău, dar nici bun. A fost... Parcă nu e ceea ce mă așteptam, nu s-a ridicat la așteptările mele. A dat câteva asisturi, a dat și 2-3 goluri, dar știi cum e când te lupți pentru Champions League, trebuie să faci schimbările. Care, desigur, în ultima perioadă văd că și v-a plăcut, ca și cum a făcut la Milan și cum voi mai face și la echipele astea mai mari la care vor urma, desigur, să fac career mode, este că am să încerc să dau drumul anumitor jucători decât să țin de ei, să zic, bă, hai că nu-l vând pe ăsta că îmi place, hai că nu fac asta că ăla, că nu știu ce. Nu, bă, dacă oferta e corectă, cum mi s-a întâmplat atunci cu James Rodriguez la AC Milan, în care a fost o ofertă incredibil de bună, gata, îl vindem, știi cum zic? Nu că stai, că nu știu ce, că nu știu cum, gata, go. Am nu zic, că tot tipul vor fi 2-3 preferații, acum este acum la Stuttgart, incredibilul Zeus Donis, care, fraților, mă uimește de meci, cât de bine joacă acest jucător. Bun,
Eu zic să începem cu portarul. Acum că reușim, poate să-l vine și pe Bradlow, o să începem cu portarul, să ne căutăm un portar bunicel. Dar, desigur, totodată am zis că parcă aș mai sta puțin cu Nubel să mă gândesc. Aș fi așteptat să văd dacă vin oferte, fără ca eu să-l pun transferist. Că știi cum e, dacă ne pun un jucător transferist, parcă nu obții acea sumă care ar merita respectivul jucător. De exemplu, știi, tu îl pui transferist, automat știi, cluburile știu, aibă că, ia uite mă, că-l vinde pe ăsta, nu-l vinde de bun, îl vinde de rău. Și normal că nu mai obții suma pe care ți-o dorești. Dar așa, dacă vine o ofertă de nicăieri pe ăla și începi tu să negociezi, deja faci de un ban. Da, mă rog, hai că negociem aici cu o echipă care nu știu dacă... Da, ai, da. Asta este, nu e nicio problemă, Ghent, n-aveau ei bani de sosa. Nu este nicio problemă, mă rog că sigur vor veni bănuții pe acest jucător care, clar, e calitate. Calitate! Aoleu, ne bate Valencia. Ah, și Shaqiri este cel care dă gol, știi? Așa e, când îl pui pe transferist și nu știu ce jucător, după aia începe să se trezească, să zică, bă, gata, joc, ia uite, pac. Bun. Sosa, mă, ia uite câte oferte primește nebunul de la Chelsea, de la ăsta, Frankfurt. Bă, echipe bune, îl doresc pe Sosa. Yes, them, oh, milioane. No. Stai, așa că ești Chelsea. A, de fapt, stai, că eu cu Chelsea niciodată nu m-am înțeles. Ăștia zgârciți. Deci nici că n-ar fi Abramovici capitan acolo. Cu capitan la bani, desigur, că așa e Lampard. Dar, da. 13.500, 11... 13 rotund, să zic, este suma corectă. Logic, că nu ne putem înțelege cu Chelsea iar. Dar mai am aici o ofertă de la Frankfurt. Și la Frankfurt s-ar putea să putem, sper eu că. Hai să vedem, din nou. Din nou începem aceeași poveste. Doamne. Pac. Hai că începem cu 14.500, știi? Începem un pic mai low decât de obicei. Aoleu, ce sunt mai zgârciți. Hai bă, frățicule, hai, nu mă dezamăgi. Frankfurt, te rog eu. Chiar că la un timp mă și gândeam să fac anumite cărmădă cu Frankfurt. Știți bine, Frankfurt care a reușit să performeze și ca și Atalanta așa într-un sezon de ăsta de Champions League, unde desigur au început să se remarce și Jovic, care s-a dus la Real Madrid și a fost cea mai mare prostie din viața jucătorului, nu? Din perspectiva Real Madridului, au cumpărat un jucător care joacă bine, e tânăr, face un ban. Dar din perspectiva jucătorului, aproape că și-a încheiat cariera omul ăla. Nu știi, n-a mai jucat, n-a mai făcut, poate a intrat un pic pe teren, dar nu știu ce. Dar pe de altă parte e Zidane. N-am o părere tare bună despre Zidane, nu că aș fi eu ceva analist sportiv sau nu știu ce. Îmi dau și eu cu părerea, cum v-ați dat și voi părerea, ca și un fan. Și Zidane e să zic așa, un killer de anumiți jucători, cum este și Gareth Bale, care Gareth Bale încă o să-l mai transfer încă o dată în Premier League la o echipă, dar... Na, ce să-i și faci, trebuie. Bun, haideți că am stat puțin tel aici cu aceste meciuri de amicale și mă speram în totodată să primesc anumite oferte pe anumiți jucători, dar iată, n-am reușit să ne înțelegem cu Sosa. Hai să vedem Curlinov la Minnesota. Oi, în America. Oi, se fac aici planuri mari în America, în USA, știi cum zic, mere și Florinel Coman, țaca-paca, e mitriță. Hai să vedem, hai că nici nu cer mult pe el, 3.900.000 și luați-l de aici, ia vedeți, simplu, n-am cerut mult, merită, eu deja știu prețurile, de asta țin și de Sosa de preț. Dar oricum, vorbind de preț, nu știu dacă v-am arătat, avem 127 de milioane buget, ceea ce este o sumă imensă, având în vedere, bine, având în vedere poziția în care am terminat-o în clasament, ceea ce a fost o poziție bună, am ajuns până în finala Europa League, deci gândiți-vă și numai chestia asta ce mult contează, plus anumite transferuri care le-am mai făcut, deci mi se pare cumva frumos și logic suma oferită de club în momentul de față. Bun, este ungurul Gulacsi, care mi se pare un jucător puțin overpowered, în sensul în care parcă în joc e mai interesant. Am jucat de multe ori împotriva celor de Leipzig, iar portarul ăsta a fost de pe altă lume, parcă, o calitate superbă.
Dar totuși, hai să mai vedem, ar fi la fund, dar la fund iarăși ar fi trebuit să-l iau mai repede, știi, să-l evoluez. Este Leno care, surprinzător, dar parcă are stats-uri mai faine, 87 overall, 86 positioning, 89 reflexe și 86 diving. Interesant. Este Lopez, care iarăși este un jucător interesant. Onana. Este Onana care într-adevăr are niște statistici de pe altă planetă, dar este și scump. 50 de milioane, n-aș da chiar atât pe un portar în momentul de față. La Stracoșa nu prea îmi place positioning-ul. Szczęsny iarăși este foarte epic și are și positioning și reflexe și diving. Ok. Este Burki de la Dortmund, practic mai slăbește o adversară. Lunin care ar fi trebuit să-i dau iarăși scout și Neto. Nu. Ok, hai să începem cu Leno, care mie mi se pare foarte interesant așa ca și preț și totuși 89 reflexe, 86. Am să încerc poate să dau mai multe oferte la anumiți portari și apoi să văd care ne-ar fi mai bun, mai ieftin în preț. Și dacă ar fi să fie, desigur, eu cred că am să-l vând pe Nubel, o să-l pun transfer list și cumva mut eu munții din loc și o să încerc să-l vând. Și o să rămână Karius ca rezervă, dar pe Karius, oricum am zis că o să vreau să-l mai transfer într-un anumit viitor career mode unde chiar el să fie principalul, deci titularul, chiar că poate și în career mode ăsta cu Stuttgart l-aș lua pe el titular din start, nu pe Nubel. Doar că problema este că el la început de orice career mode, știi, este împrumutat la Beşiktaş sau unde, la o echipă din Turcia parcă. Și nu poți să le iei că jucătorul recently joined, nu știu ce, is on loan. Că este împrumutat, că nu știu ce, că nu știu cum. Deci, știi, nu poți să faci mare brânză. Păcat. Dar ai. Bun, deci am făcut o ofertă pentru Leno. Încercăm și o ofertă pentru Burki. Hai că încercăm și pentru Burki. Burki. Chiar că Burki a fost un jucător foarte, foarte apreciat și des găsit în Ultimate Team, dacă mai știți, pe la început. Pe la început de Ultimate Team, mulți jucau cu acest portar, deci, clar, are și el stats-uri, are și el ce trebuie. Haideți că începem cu o ofertă de 28 de milioane. Dortmund cere 49. Doamne, câți bani! Dar nu, haideți că încercăm un 30 jumate. 30 de bulioane, 50, cer nebunii ăștia, nu-i stres, haideți că băgăm noi așa un 35, hai, 35. Aoleu, toată lumea are nevoie de timp și parcă văd când vor reveni ei ăștia cu timpul lor, o să-mi zică, nu, noi vrem atât, noi vrem atât. Ia bă, Leipzig l-a luat pe Lopez. What? Și atunci Gulag și... Ce face Gulag și taie iarbă la căței? Bă, dacă și-au luat ăștia portar... A, dar positioning 84, fuck. Nașpa positioning-ul ăla, frățicule, e nașpa positioning-ul. Dar hai să încerc, oricum eu cred că mai mult mai ieftin l-am putea obține pe Gulag și acum că am văzut transferul lui Lopez la Leipzig, numai că și ei, îți dai seama ce fac, l-au luat pe Lopez că nu le-au plăcut Gulag și nu le-au plăcut gulașul. Hai să zicem 25 de milioane. Și parcă voi o să dea accept. Nu, 44. Du-te mă, n-aș da atâta numai din cauza vârstei, în principiu că în rest are stats-uri. Nu, no, nu, no, nu, no, așa mai degrabă dau eu un 10 milioane sau cât și mi-l cumpără plenul. Haideți că așteptăm și vedem. Dar totuși, hai că mai fac ofertă și la Onana. Hai că mai încerc eu și cu Onana să mai fac o ofertă, să vedem dacă putem ceva. Și totuși, mă, și Onana deja a ajuns la 25 de ani în joc. Deci trece timpul. Bun. Deci, opa, nu, nu swap. Începem cu un 30. Așa să-i supărăm, să-i enervăm. E clar. No, bun, hai că încercăm cu Leno, îmi place și Leno că e și german, deci am merge un picuț pe filiera asta cu germanii. Vine ofertă pentru Choupo-Moting, ceea ce este super că este cine interesat de acest jucător, na, are 32 de ani pentru un atacant, 74 overall, salariu mare. E nasoles, e nasoale, este aici. Hai să cercăm un 7, 7 milioane, hai că nu, 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 nu cer mult. 7 milioane, 6600. Bine, hai, treacă de la mine.
Având în vedere că e bătrân și nu m-a surprins aici că vine cineva interesată de el. Bun, sunt total de acord. Bun, mai așteptăm puțin să vedem ce se întâmplă. Interest Shonin, nu-mi pasă, bine, să-l ie. Burki, au venit ăștia. Și ofertă pentru Aranguiz, fraților. Bun, vreau să iau un super mijlocaș de banii lui Aranguiz. Zice că poți să cer la 27 de milioane. Și putea cere și 30. Aranguiz a fost bun, mai ales că l-am luat gratis. E un pic el așa mai micut, știi, și anumite faze că am pierd acolo să... acel duel, dar din păcate uite, perfect, din prima, nici n-au negociat, nici nimic, 30 de milioane pe Aranguiz, fraților, 32 de ani, 30 de milioane, forț, da, bun, hai să vedem din nou, reintrăm cu Burki și cu Leno, între cei doi, garantat astăzi cumpărăm pe unul din ăștia doi. Revenim în negocieri, încep cu Leno, că îmi place un picuț mai mult Leno și după care vedem și de Burki în caz că pică Leno. Deci, propose fee, hai să începem din nou cu 37 de milioane. Ok, 53, am înțeles, hai să încercăm atunci cu un 40 rotund. Deja, bă, fraților, haideți bă că faceți bani, mă. 50 rotund, da. Nu mai eu sunt businessman, eu sunt om de afaceri, mă, nu ne lăsăm ușor. Ei chiar vreau 50 de milioane, punct, pe el. 50 de milioane, nu, într-adevăr, ai vlog binișor, are stats-uri faine, dar nici nu mi-e chiar așa, bă, am trebuie un portar neapărat mai bun. Cam dezamăgit puțin ăsta, Nubel, dar în rest nu pot să zic că e un rău și că îmi trebuie neapărat un portar acum, că altfel nu câștig campionatul sau mai știu ce miroboloșenie. Trebuie să să performăm spre mai bine, poate că și apărarea, clar, și apărarea trebuie schimbată. Bă, așa la același preț l-aș prefera sincer pe Leno, mai degrabă aștept puțin și îl cumpăr pe Leno decât pe Burki. Oricum nici cu ăștia noi am înțeles. Hai de capul meu. Ia uite cum ardem noi timpul, mă, cu zgârciți ăștia și eu unul fiind din ei, care nu ne putem înțelege, mă. Vai. Dar bun, vin ofertă pentru Kempf. Parcă nu l-am pus transfer listed, că am zis că ca și rezervă este bunicel, dar ba, l-am pus, că am zis că rămâne Bayer. Ok, hai să încercăm 20 de milioane pe el. 20 de bulioane. 16. Hai mă, susitat. Nu ți-l dau așa ieftin. Așa ieftin nici nu mă gândesc. Nici nu se poate. 20. That's a fair price. Marș acasă. Vreau și eu să refuz oamenii, știi cum zic? Mă zic, marș acasă. Avem bani. No, bun, deci, revenind desigur la echipa noastră, haideți atunci să ne căutăm un jucător pe RV, chiar dacă astăzi mă cam pregăteam pe poziția asta de apărător și de nu știu ce. Hai să vedem un jucător pe RV. RV. Hai că acolo Shakiri vreau să plece. Deci ar fi promes, LV ar fi fost super șmecher, dar desigur nu. Atacanți, avem o grămadă. Ia la pe Piatek. Ok, Richarlison, care are și este destul de interesant, are stats-uri faine. Arp, care culmea dintr-o dată LMRM. Așa, nu, STLM ăla, dar nu. Volant, n-ar fi rău, dar nici wow. Stai un pic, care am văzut că... da, Werner. Ui, cât costă Werner? Deja Werner e gata, acolo rămâne, e o avere. No, bun, deci ăsta de la Tottenham mi-ar place mult, numai chiar 60 de milioane este cam scump, frățicule. Rodrigo? Bă, ăsta e vlog bine, viteză, stamina, agility, are și pe finishing un picuț. Scump ca dracu, dar e vlog foarte fain.
Rashica, un jucător care poate vi s-ar părea no-name, dar uitați-vă ce stats are, 99 la accelerație, 86 sprint, agility 94, în 77 stamina, strength nu prea, dar bă, finishing tot, e un jucător foarte, foarte interesant ăsta, să fiu sincer, foarte, foarte tentant la Rashica ăla, numai că parcă îs eu orb sau eu chiar nu m-am pregătit pe poziția asta de râvă cu mulți jucători. Dani Olmo, un jucător iarăși foarte interesant, foarte capabil, să zicem așa. Odegaard, ar fi interesant, nu știu cât îmi mai permit eu acum să joc să le evoluez, dar are stamina, are așa, nu mă oare să dau eu așa mulți bani pe el. Nu știu ce să zic, bro. Ok, e destul de interesant și Thorgan Hazard, parcă e un pic mai ieftin față de ceilalți care au evoluat foarte mult și prețul lor a evoluat totodată. Thorgan Hazard este destul de interesant, nu este neapărat wow ca și statistici, dar este un jucător foarte echilibrat care este pe drumul cel bun. Am orice drept 28 de ani. Cam târziu. Dar e interesant. Ar fi Douglas Costa, dar nu, asta n-are așa stats-urile alea ca lumea. Într-adevăr, nu am fost foarte pregătit pe această poziție de RV. Poate că Odegaard. Hai să vedem cât am trebuit să plătim pentru Odegaard, care în sfârșit a ajuns la un anumit punct în care chiar ai putea să zici că la echipa potrivită omul ăsta poate să rupă norii. Dar desigur, în ultima vreme, dacă ați observat, aproape toți jucătorii costă cam 50 de milioane. Aproape orice jucător, 50 de milioane, frate. 50 de milioane ăla, 50 de milioane celălalt. Fraților, eu nu știu ce se întâmplă cu jocul ăsta, dar suma magică este 50 de milioane. 50 de milioane, 500, 55, hopa, 55 de milioane, fix valoarea jucătorului. Bă, frate, current value, deci în cel mai rău caz, jucăm pe Odegaard, nu-mi place, nu dă goluri, îl vând și practic pe valoarea lui. Știi cum zic? Într-adevăr, e la 10%, ăla 10% care te fură, dar pe de altă parte, cum ziceam, parcă m-aș apropia de finalul acestui career mode și mă rog, dar totodată Odegaard e bun și ca și câmă și rămâd. Câmă că amâl văd eu mai mult, dar într-adevăr și pe bandă. De ce nu? Wow, ce salariu are, 210.000 de euro. sper că reduci, bro, trebuie să reduci, știi cum zic, trebuie să reduci un picuț din cash-ul ăla. Ok, hai să vedem din nou. Oh, perfect, mi-au spus ei cât vor bani, super. Bă, nu, hai că lăsăm tot atât. Așa. Mai încercăm un 10.000 de acolo. Pac. Aoleu. Ok, cum am redus din bonus. Încercăm iarăși așa la început, că zicea el 140.000. Nu se poate. Ok, asta este. Oricum am reușit să facem un transfer. Un transfer care zic eu este interesant, este fresh. Nu l-am transferat aproape. Ce? Nu l-am transferat niciodată pe Odegaard. Ce vorbesc aici? Că de multe ori a început career modul și era, mă rog, în FIFA 19-18, tot timpul eram promutat Odegaard și eram promutat gen un an, 2 ani, odată a fost promutat, într-adevăr, vine înapoi, nu l-am mai băgat în seamă, nu evolua așa cum îmi speram și vroiam eu să evolueze, dar acum ia uite-l, alte stats-uri, altă viață. Haideți că îl punem aici ca și skill move, tot ca și râmă. Are viteză, balance, accelerație, stamina, ceea ce e foarte bine, strength-ul ăla, de-aia poate că e mai bine în bandă acum că văd, da, decât un câmăr sau așa, aici nu e așa neapărat stres cu physical-ul. Foarte bine, short passing, pac, super, solid player, are flair, outside, doamne, ce jucători ne-am luat noi aici, Odegaard. Am spart vorba aia pușculița. Am cheltuit o grămadă de bani pe acest jucător, dar totodată cred eu că am să-l pun și pe Nubel la vânzare ca și transfer listed. Totuși, când te uiți la diving, la positioning, la reflexe, eu cred că ce jucător o să-mi cumpăr, de exemplu, dacă le iau pe Leno, care mi este practic
în top favoriți în momentul de față ca și următor urmașului Nubel, dar într-adevăr poate că depinde și câți bani la pe el, dar 88-94, deci 85-88-94, 85-88-94, da? Intrăm la Transfer Hub și poate că aici o să terminăm pe o notă de întrebare. Ce portar ați vrea voi la Stuttgart, dar într-adevăr nu mai mult de 50 de milioane, deci totuși Oblak și de ăștia, Ter Stegen, care mi-ar place și mie, sunt foarte, foarte scumpi. Hai să fim serioși. Bun, plus că nici nu mai am acel timp neapărat care să iau un jucător și să le vrez, plus că vedeți că și ăștia care erau mici acum sunt destul de mari în vârstă. Deci 85 diving, are 86, 88 reflex, ăsta are 89 și 90 și positioning are parcă, nu? De fapt și Leno e corect, e forță. Nu, eu cred că Leno, dar desigur aștept și comentariile voastre acolo mai jos și vom vedea ce vom putea să transferăm. Între timp mai vine ofertă pentru Sosa de la West Ham, care desigur nu știu dacă o să mă înțeleg cu ei, dar hai că mai lăs din preț, poate la un 12 milioane l-aș lăsa acum pe Sosa, să zic așa, dar desigur mai întâi încercăm mai mult și după aceea te lăsăm. 9 milioane, hai bă frățicule, lasă șmecherile, bagă aici, 12.500, 10, parcă ne-am apropiat de o sumă corectă, hai 12 frate, dăm 12, vai ce greu e să-l vinzi pe Sosa. Na, nu e stres, asta este, ne oprim aici cu acest episod care e un picuț, am cam lungit-o din cauza că eu m-am pregătit să cumpăr un portar, dar după aceea n-am știut sigur dacă continui să cumpăr portarul sau ce sau cum și da, l-am luat pe Odegaard, dar dacă pleacă Aranguiz ne va mai trebui un KM de calitate acolo, deci un mijlocaj de la forță, portarul care tot am eu așa acel ceva ce vreau să schimb și n-aș zice nu și la un LB nou și așa Kurzawa să rămână rezervă. Voi ce părere aveți despre planul meu? Deci un KM, având în vedere că pleacă Aranguiz pe o sumă foarte corectă. Nubel, care i-am dat destule șanse, nu știu, nu l-aș mai păstra. Și Kurzawa, care într-adevăr este foarte bun de multe ori jucătorul lunii, dar știi cum e, trebuie să evoluezi. Trebuie, asta e. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Uitați de like, subscribe, numai bine, pa, pa!